Bună ziua, dragi prieteni! Bine, v-am regăsit! De data aceasta vă fac cunoștință cu bufnița magică, deoarece bufnița înțeleaptă a ales să aibă un alt drum și un alt proprietar, contrar conceptului meu de a nu face două lucrări identice. Este drept că nici aceasta nu este identică cu cealaltă, dar este asemănătoare pentru că nu voiam să stric plăcerea prietenilor mei din Belgia care și-au dorit-o neapărat pe aceea înțeleaptă. M-am hărnicit și am făcut-o pe aceasta care se numește bufnița magică. Care în momentul în care își va ocupa locul la ei în casă, fiecare dintre membrii familiei își va putea pune câte o dorință în fiecare zi a săptămânii și acea dorință, atunci când vine vremea, se va împlini. Așa că poate nu e întâmplător faptul că bufnița înțeleaptă a ales să aibă un alt proprietar decât cel hotărât inițial. Încerc să fac o filmare în casă pentru că am făcut-o afară și fiind dată cu un strat de rășină epoxidică, lumina de afară reflectă foarte tare în ea, în tablou și lucește și din cauza aceasta nu se vedea foarte bine. Încă o dată îmi cer scuze prietenilor mei că a fost nevoie să schimbăm modificarea, ca să zic așa, și că am făcut un al doilea tablou pentru ei. Le doresc să le poarte noroc, să le împlinească toate dorințele și să fim sănătoși, să ne întâlnim și în alte life-uri. Vă îmbrățișez cu drag!